Aici arme, muniție letală, începând de la calibre reduse până la calibre mai avansate. Deci avem calibre de 5,6. De obicei, aceste calibre mici se folosesc pentru începători, după care putem trece la un calibru mai mare, un calibru mai avansat, la calibru 9 mm, ceea ce vom trage noi astăzi cu acest tip de cartuș. Bineînțeles că poligonul poate fi accesat și pentru cartușe folosite la revolvere în calibru 38 special sau 357 magnum. Pentru început am să vă comunic câteva reguli de siguranță pe care noi trebuie să le respectăm cu strictețe în poligon și totul pleacă de la mișcarea pe care facem noi cu acest pistol. Deci orice mișcare care vom face cu pistolul va fi numai pe axul poligonului, nu stânga, nu dreapta, nu ne întoarcem cu pistolul către înapoi. Priza pistolului trebuie să o facem ferm, ca V-ul palmei să cuprindă pintenul manșonului, iar degetul trăgător să fie afară din garda trăgaciului. Cealaltă mânuță vine și îmbracă crosa pistolului cu patul fix cu degete de desubt. Ca un capac. Ca un capac, exact. Iar degetele mari trebuie să fie în prelungire cu manșonul pistolului. Manșonul fiind acesta care culisează. Nu stăm cu degetele în spate, deoarece manșonul poate să ne taie în momentul revenirii acestuia la reîncărcare. Cartirul să fie cât mai plăcut, totul ține de ochișorul nostru director și apăsarea trăgaciului. Avem două aparate de ochire pe manșon. Partea din spate este înălțătorul, partea din față este cătarea. Pe centrul înălțătorului fixăm cătarea pe aceeași înălțime, numai după ce am angajat ținta, atunci noi vom introduce degetul în garda trăgaciului și vom acționa trăgaciul. Trăgaciul acționăm ușor, sub aceeași presiune continuă, de la capăt până la final. Nu trebuie să smucim trăgaciul. În momentul când am luat linia de ochire, noi venim ușor cu degetul pe trăgaci până acesta declanșează. Dacă vom acționa cu forță, atunci vom face ceva de genul acesta. Ați văzut noastră, pistolul s-a înclinat, este pe tragere și toate cartușele vor trece pe dedesubt, chiar dacă distanța este de 8 sau 10 metri. La partea de încărcare, orice încărcător care vedeți cu partea ridicată, acesta ne indică faptul că aici trebuie să avem proiectil. Atunci, inversul, se face încărcarea cu muniție. Deci apăsăm pe vârf și l-am dat în spate. La următorul cartuș pe care îl vom introduce, ne ajutăm de ambele degete opozabile. Apăsăm spatele, venim pe față și l-am introdus. Și l-am împins. Exact. Pentru a face partea de armare, luăm pistolul în aceeași poziție, vom introduce încărcătorul, după care vom reveni cu el în poziție inversă, apucăm de partea striată a manșonului, tragem forțat înapoi și am dat drum. De ce e invers așa? De ce? Pentru că dacă îl ținem în poziția asta, trebuie să facem partea de armare tactică, da? Fiind în poziție inversă, ne vine mai ușor, mai ales la începători, să facem încărcare mult mai ușor. Pentru că apăsăm cu mânuța dreaptă ușor în față și cu stânga trage. Deci, asta, priză mai bună. Da? Este o priză cât mai bună și ne permite și nouă să vizualizăm
camera de încărcare în momentul când intră cartuș. După ce am încărcat, ne luăm poziția de tragere. Aici avem două poziții, poziția tactică și poziția normală de tip sportiv. În poziția tactică, piciorușele vor fi desfăcute la nivelul umerilor, pistolul va fi pe centrul corpului, corpul un pic a plecat în față și ne-a dreptul ochiului nostru director. Poziția de tip sportiv, avem cu piciorul ușor flexat în față și la fel ne duce cu pistolul în dreptul ochiului nostru director. Deci capul să fie drept, nu ne ducem cu capul după pistol, ci aducem pistolul în dreptul ochiului. Când suntem gata, introducem degetul în gardă trăgaciului și efectuăm tragerea. Deci ce face acest poligon să fie special în această zonă a României? În primul rând, deservește zona de sud-est a României pentru sesiunile de tragere, atât pentru cei care sunt profesioniști în domeniul acesta, cât și pentru cei care accesează, să spunem, în premieră o ședință de tragere cu armă de foc. Fie că vorbim de pistol sau fie că vorbim de carabină, de revolver. Mi-ați spus înainte de interviu că în România nu există reguli foarte clare legate de cum se construiește un astfel de poligon. Așa că inspirația pentru el a venit de undeva din afară. Care-i povestea lui? Așa este. În absența unor norme de omologare a poligoanelor, acum 4 ani pe care îi vom face în decembrie, am luat experiență de la poligoanele din Europa și am aplicat-o în Constanța pentru acest poligon închis de 25 de metri cu 8 linii de tragere. Cine poate să vină să lucreze în acest poligon? Orice persoană care a împlinit 18 ani în baza unei cărți de identitate sau unui act de identitate valabil poate veni și accesa ședințele de tragere din poligon cu arme de foc. Iar cei care au împlinit 14 ani însoțiți de un părinte sau un tutore pot veni să acceseze poligonul pentru sesiuni de tragere cu arme de airsoft. Și atunci ce categorie aveți? Aveți și oameni care vin aici pentru agrement și profesioniști? Sunt din ambele categorii. Sunt cei care, de exemplu, n-au făcut armata și au curiozitatea să vadă ce înseamnă arme de foc și să tragă cu ele. Sunt cei care sunt profesioniști și au nevoie de un spațiu în care să se antreneze. Iar o a treia categorie, să spunem, sunt cei care urmează cursurile pe linie de arme și muniții pe care poligonul le organizează, fiind singurul poligon acreditat pentru aceste cursuri din zonă, pentru obținerea permisului de port armă, fie că vorbim de obținerea în premieră sau de reînnoirea acestui act. Puteți să-mi spuneți câteva detalii tehnice legate de poligon și eventual de armele pe care le pot folosi trăgătorii care vin aici? Sunt 3 categorii de arme. Fiecare categorie se atribuie un calibru. Calibru 5,6 și vor găsi arme lungi, pușcă, carabină, pistol, sau 22-lere, cum cunosc unii trăgători acest calibru. Sunt arme calibru 9-19 pistoale și avem și calibru 38 special, 357 mag pentru revolver. Iar despre poligon? Despre poligon, este un poligon închis, destinat armelor de calibru un pic mai redus, care conferă armei un recul mai mic decât o armă de un calibru mai mare. Este un poligon destinat, în general, tragerilor pentru precizie, nu neapărat, sau viteză, dar mai ales pentru precizie. Așa.